Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știu că ni se pare că situația economică e dificilă și că se anunță vremuri grele. Așa. Dar noi avem noroc cu liderii noștri politici în această țară. Care din ei că sunt? Care țin lucrurile sub control. Așa. Și ei înțeleg lucrurile foarte bine. Spre deosebire de noi. Noi nu ne pricepem. De exemplu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, al treilea om în stat, însuși domnul Marcel Ciolacu, e foarte liniștit în privința economiei românești. Nu știm, economia globală încă nu s-a pronunțat, dar la economia românească s-a referit. Am văzut că e liniștit, când mai deschide sacul, mai este câte o... Da. Dânsul a declarat că România nu va intra în recesiune pentru că nu are șomaj. Ceea ce, desigur, e o nouă definiție a recesiunii, pe stil Ciolacu, eu nu știam definiția asta, dar dânsul a spus așa, citez, ca o țară să intre în recesiune, sunt doi indicatori. Inflația și șomajul. În România nu există șomaj, a spus liderul PSD. Acum, sigur, eu am așa o bănuială că lucrurile ar putea fi un pic mai complicate de atât. La telefon este profesorul de economie Cristian Păun de la Academia de Studii Economice din București. Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, deci pentru domnul Ciolacu, cum se definește recesiunea și care e riscul pentru România din punctul ăsta de vedere? Ha, nici nu știu cu ce să încep. Ca profesor aș spune că școala este foarte importantă. Și este foarte importantă chiar și când ajungi atunci în poziții din acestea foarte, foarte sus și când se presupune că ai niște consilieri care știu mai multe lucruri decât tine. Dacă nu ai școală și nu reușești să le înțelegi și să le explici apoi altora ca lider, ajungi la probleme de tipul acesta. În primul și în primul rând, România are șomaj. Adică are un șomaj de vreo 5%, cel care este oficial înregistrat, pentru că șomajul, rata șomajului se bazează pe cel care se duce la oficiul de muncă și spune sunt șomer, mi-am pierdut locul de muncă și apare înregistrat temporar cu această situație. După ce nu mai apare înregistrat, dar el n-are loc de muncă, rămâne în undeva în eter, așa. Asta e o problemă de măsurare a șomajului în România care ține de zeci de ani. Nu vi se pare curios că nu e schimbat? Exact. Adică rata șomajului, în mod evident, oficial este artificial ținută în jos prin această procedură care elimină pe cei care nu se înregistrează sau cei care ies din perioada de ajutorare. Exact. Și să-i mai spunem domnului președinte Ciolacu faptul că în rândul tinerilor rata este de 5, 4, 5 ori mai mare, fiind de peste 20%, adică unul din 5 tineri din România nu-și găsește un loc de muncă și de multă vreme este această situație. Și 3, trebuie să-i mai spunem domnului președinte Ciolacu faptul că România exportă foarte mult din acest șomaj, ca să zicem așa, adică românii care nu-și găsesc o șansă și un viitor în România, din păcate, sunt izgoniți și pleacă din România, ceea ce înseamnă că rata șomajului mică din România, comparată nici nu știu cu ce și cu cine, este irelevantă ca discuție. Iar recesiunea nu are legătură, până la urmă, nici cu rata șomajului, poate avea într-o oarecare măsură cu rata inflației. Oricum aici suntem campioni și suntem campioni nu de azi, de ieri, suntem campioni de ani buni la rata inflației. Astăzi o simțim mai puternic pentru că deja e de două cifre și aici sunt discuții vis-a-vis de cum se măsoară ea, pentru că este clar că nu e de 15%, mai ales la categoriile acestea foarte vulnerabile, cum sunt, de exemplu, pensionarii. La pensionari, cu siguranță, pe coșul lor de consum, nu vorbim de o rată de inflație de doar 15%, e mult mai mare presiunea în cazul lor. Sunteți profesor de economie universitar. Ce notă i-ați da studentului Ciolacu? Păi nu știe economie, n-am ce notă să-i dau, că e clar că prin afirmațiile pe care le face, înțelege foarte parțial fenomenele economice, ca să nu mai spun că dacă vrem să intrăm în lucruri mai sofisticate pe care le știe orice economist, există curba Phillips, care spune că între șomaj și inflație există o relație de inversă proporționalitate, când crește inflația, scade șomajul și invers, da? Mă rog, astea sunt lucruri foarte, foarte avansate, foarte teoretice. Din punctul meu de vedere, România este într-o mare, mare problemă în momentul de față, pentru că are niște probleme structurale care au nevoie de reforme substanțiale
și pe care, din păcate, politicienile tot amână și, cum să spun eu, ne tot aburesc cu tot felul de lucruri pe care zic că le fac pentru noi. În realitate, batem trasul pe loc mai rău ca la Cileandra. Domnule profesor Păun, acum, dincolo de declarațiile domnului Ciolacu, care, mă rog, descriu un anumit nivel de pregătire la vârful statului, întrebarea pentru... sau, mă rog, am vrea un răspuns pentru ascultătorii noștri, pentru oamenii care se confruntă cu prețurile mai mari în fiecare zi, la energie, la alimente. Ce credeți că ne așteaptă din punct de vedere economic pe noi cetățenii în perioada următoare în România? Trebuie să trecem peste iarna care vine și trebuie să fim foarte, foarte vigilenți și foarte, foarte cumpăniți în tot ceea ce cheltuim. Nu trebuie să ne hazardăm în momentul de față la cheltuieli exagerate sau cheltuieli inutile. Întotdeauna când vine un moment greu, trebuie să procedăm ca furnica, nu ca greierele. Avem, da, foarte multe surse de inspirație pentru ceea ce trebuie să facem când vine iarna sau când vine, să spunem așa, o criză. Cu siguranță cumpătarea la nivel de individ este prima reacție pe care ar trebui să o avem și trebuie să ne facem niște rezerve, pentru că viitorul este întotdeauna necunoscut, incert pentru fiecare dintre noi. Nu putem să spunem de pe acum dacă va fi o iarnă cu foarte multă zăpadă și foarte mult frig sau va fi o iarnă la fel ca cea care a trecut, unde n-am prea avut lucruri foarte, foarte exagerate pe parte de temperaturi. Și asta este foarte important. Din păcate, România, prin problemele structurale de care vorbeam, este o țară vulnerabilă la așa ceva. Noi depindem de câte ceruri o să avem în iarna asta ca să ne salvăm. Depindem de câtă secetă avem sau nu avem în timpul verii. Am ajuns cumva să depindem de lucruri pe care putem, într-o bună măsură, să le controlăm prin modul în care ne organizăm și ne administrăm viața. Dar, din păcate, nu facem acest lucru și atunci suntem o țară vulnerabilă, la noi lucrurile se întâmplă mai rău decât în altă parte. De asta nu trebuie să ne culcăm pe ureche și când ne spune nouă tătucu sau politicianul, stați liniștiți că eu sunt aici, am grijă de voi, ia uite, n-aveți nicio problemă, mai abitir trebuie să ne ridicăm din canapea, să închidem televizorul și să începem să ne facem griji. Nu e în regulă. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. A fost în direct în deșteptarea profesorul de economie Cristian Păun de la Academia de Studii Economice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.